Meteorologii au anunțat astăzi pentru Slatina și mai multe localități din nordul județului avertizări de vreme severă, fiind emise mai multe coduri portocalii și chiar cod roșu. Cantitățile importante de precipitații care au căzut au făcut ca mai multe străzi din oraș să se transforme temporar în cursuri de apă, deoarece canalizarea nu a făcut față. S-a circulat cu dificultate în zona de jos a Slatinei, dar și pe străzile din zona canalului Sopot și a străzii Drăgănești, care duce spre zona industrială. Din fericire, ploile torențiale nu au fost însoțite de vijelii, așa că nu au fost înregistrate cazuri de arbori căzuți pe autoturisme. Din cauza nivelului ridicat al apei pe străzi, mai multe mașini și-au pierdut numerele de înmatriculare. Apele s-au retras de pe străzi la scurt timp după ce ploile și-au redus intensitatea. Au fost și câteva gospodării în care apa a pătruns, pompierii fiind nevoiți să intervină. Au fost afectate două locuințe care aveau infiltrații în mai multe încăperi, dar și anexe gospodărești, garaje și beciuri. Pompierii acționând cu ajutorul motopompelor și accesoriilor din dotare pentru evacuarea apei. Meteorologii au anunțat că în localitățile vizate de codul portocaliu sau cel roșu emise pentru intervalul orar 12-14, cantitatea de precipitații a fost cuprinsă între 35 și 50 de litri pe metru pătrat.